Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În această seară ne-am gândit să discutăm despre fotbal. În curând va începe campionatul european de fotbal. Să discutăm despre ce va însemna echipa națională la acest campionat și de asemenea să vorbim despre viitorul fotbalului românesc. Pentru această discuție am invitat în studioul televiziunii naționale Antena 1 pe domnul Gică Popescu, proaspăt câștigător al unui trofeu important european. El este cel care a marcat golul victoriei. De asemenea, în studio se află domnul Giovanni Becali. Domnia sa este procurator FIFA. Agent FIFA. Agent FIFA. În primul rând, felicitări pentru Gică Popescu. Am înțeles că e foarte obosit, așa că o să mai găsim și asta. Și spune-ne dacă acest trofeu pe care l-ai câștigat cu echipa Galatasaray este unul dintre cele mai importante din cariera ta. Într-adevăr, este unul dintre cele mai importante, la și alătura celui câștigat de mine când jucam la Barcelona, și anume Cupa Cupelor. Însă, dacă acel trofeu era o obligație pentru clubul catalan să câștige acest trofeu, pentru Galatasaray a fost un miracol și de aceea aș putea spune că bucuria a fost mai mare câștigând Cupa UEFA cu Galatasaray. Dar de ce ești așa trist? Că parcă ai pierdut finala așa. Sunt obosit, puțin obosit. Da. Domnul Becali, dumneavoastră aveți numai succes în ultima vreme. Ați mai avut cu Ciorbă problema aia, dar v-a trecut. Pentru dumneavoastră, ca agent și ca procurator pentru acești jucători, probabil că înseamnă mult mai mult decât o victorie, să spunem, financiară, dacă ea va avea vreun rezultat de aici, o astfel de victorie, ci o victorie morală. Jucătorii prin care ați investit suflet, în primul rând că banii, m-au zis că nu prea dați, că sunteți greșit, au câștigat un trofeu, se pare că și alții se apropie de câștigarea acestui trofeu. Financiară, din punct de vedere, a fost pentru jucători. Pentru mine a fost din punct de vedere moral, din punct de vedere caracterial, dacă vreți, din punct de vedere al imaginii mele față de fotbalul turcesc. Am avut acolo 4 jucători, dintre care 2, deja când au plecat Ilie Adrian și Filipescu la echipe ca Betis și ca Valencia, deja turcii, una că au făcut afacere, dar erau și mândri că 2 jucători de la Galatasaray plecau la 2 echipe din fruntașe din campionatul spaniol. Zic eu. Și asta, turcii au luat-o ca un fapt pozitiv. Au jucat în sensul că e bine să meargă unul la Valencia, unul la Betis. Imaginea clubului Galatasaray crește în Europa. Dar lucrul cel mai hazliu e așa, adică Popescu a venit după un an, după ce Hagi fusese acolo, când am semnat contractul lui Hagi, am pus și o clauză, niște bani, premii și așa mai departe, la câștigarea campionatului. Am pus o clauză eu atunci că o sumă X la câștigarea unei cupe europene. La mine a uitat să pui. La Gică mă vezi că am uitat. Parcă înțeleg ce așa spărat. Nu. Dar chestia e că atunci și Hagi râdea când eu am spus la câștigarea unei cupe europene. Și am zis, lasă să fie acolo. Știți care e adevărul? Da. Eu mi-aduc foarte bine aminte care au fost reacțiile presei în momentul în care jucătorii s-au ajuns la Galatasaray. E adevărat. Deci Gică Hagi și Gică Popescu erau primii 2 fotbaliști ai României în ultimii 10 ani. Da. Și în momentul în care acei mari fotbaliști s-au dus la turci, ăștia care... Asta a fost la început, ceea ce arată acum că această mișcare a fost absolut senzațională în cele din urmă. La început eu n-am putut să explic decât faptul că atât Popescu cât și Hagi au venit la peste 30 de ani. Deci spre finalul carierei au venit și au acceptat la această echipă, unde pot să spun că și-au dublat salariile pe care le câștigau la o echipă ca Barcelona. Deci, eu nu știu ce jucători... Deci jucătorii au avut de foarte mult de câștigat. Da, în acest transfer. Dar ca rezultat, atât din punct de vedere al contractelor, al banilor, în esență, cât și a rezultatelor, au văzut-o toți în acești 4 ani când Galatasaray a câștigat 4 campionate, 3 cupe și o cupă europeană. Galatasaray e o echipă europeană, putem spune. Galatasaray e o echipă europeană și
Ca să vă dați seama mai bine despre Galatasaray și în ce cercuri suntem dacă ne aflăm printre conducătorii lor, în primul rând trebuie să știm limba franceză ca să mergem acolo. Pentru că la Galatasaray e un club unde toți conducătorii au studiat limba franceză. Am înțeles că și la Fulgerul Bragadiru, la fel franceză și spaniolă puțin. Da, ci ceva cu sevilliana. Nu cu sevilliana, cu alcooliana. Păi, sevilliana este un grup de gitanos care cântă când sunt sărbătorile acelea de ciocolată. Nu, dar aici e cu alcoolul. Fulgerul Bragadiru S.A. E o echipă care va activa pe primă eșalon. Pe asta ce vă interesează mai mult, domnul Becali? Rezultatele sau banii? Am impresia că rezultatele, nu? Vreți să vă spun ceva? V-am spus o bucurie și am vorbit despre o bucurie, Galatasaray, și e un caz fericit. Și în Turcia, mă știe bine și Gică Popescu, eu sunt un om foarte respectat și primit la aeroport, chiar la scara avionului, și de multe ori mi s-a pus avioane private la dispoziție. În schimb, o altă durere este o altă echipă, Valencia, care mâine joacă în finala cea mai importantă din Europa, poate chiar din lume, la nivel de cluburi. Da. Și unde eu am 4 jucători și nu joacă niciunul mâine. Vom reveni la acest subiect, aici e durerea. De asta nu spun avion în particular Valencia, pentru că nu joacă niciunul. Dacă jucau toți 4, aveai 2 avioane. Aici e problema. La Valencia nu l-așteaptă nimeni la scara avionului. Dacă nu joacă, trebuie să-i caut eu pe la club. M-am înțeles că ești obosit, dar parcă nu te bucuri. Am văzut că ai explodat bucuria sau ai dat frâu liber tuturor... cum să zic, lucrurilor acumulate în ultima vreme, după înscrierea golului. Adică eu am văzut foarte rar o manifestare superbă a unui jucător după înscrierea unui gol și câștigarea unui trofeu. Mi-aduc aminte și toate pozele, arătai cumva cu degetul așa, explozia aia către marginea terenului. Și cu asta gata, ai terminat cu bucuria. O, da, în momentul care... Sau ai scris pentru faptul că nu ți-a băgat clauza cu banii la câștigarea unui trofeu, domnul Becali. Nu, că Hagi a fost atât de drăguț încât am împărțit-o în 3, prima aia, ca să nu avem probleme. În momentul în care s-a ajuns la departajarea la lovitura 11 metri, antrenorul a întrebat, nu, Fatih Terim, cine vrea să bată? Eu veneam din mijlocul terenului și m-a întrebat, Popi, vrei să bați? Și a zis, da, bat, al câtelea? Zis, al patrulea. A zis numărul de pe tricou, să-l bat al patrulea. Am ajuns la mijlocul terenului, a executat Sucher, am ratat, în fine, a executat Vieira, după care toți băieții au sărit în sus de bucurie și ca și cum n-ar fi calificat, ca și cum n-ar mai fi trebuit să marchez eu. Au venit la mine, iar eu atunci i-am dat la o parte foarte nervos și am zis, lăsați-mă în pace, pentru că putea să-mi influențeze negativ. Și am încercat să mă detașez de... povară. De importanța meciului, că dacă ar fi să mă gândesc cât de importantă este lovitura aceea de la 11 metri, probabil că aș fi încercat să mă uit la portar, să dau în stânga, să dau în dreapta. Am zis, doamne, 11 metri. M-am gândit numai că trebuie să bat 11 metri și să dau gol. Și sincer să vă spun, știu numai că mi-am făcut elan. Atât? Atât. După aceea, simțeam că plutesc, simțeam că sunt în aer. Probabil și de aceea am avut această explozie de bucurie. Toată această tensiune a ieșit imediat de mine instantaneu și am avut această... M-am uitat în fotografie, față desfigurată, de fericire, de bucurie. Corect, aveai o încleștare așa pe față. Da, m-am trezit numai când... Sau descleștare, da. Am coborât pământ numai când jucătorii mă îmbrățișau și plângeau de fericire în jurul meu. După care n-am prea apucat să ating cupa, pentru că au sărit băieții pe ea, iar eu cu Tafarel și cu Gică Hagi stăteam în spate și încercam să ajungem la cupă, să o pupăm, să ne atingem de ea și n-apucam. Erau conducătorii clubului, jucători, antrenorii... Păi. Tu, Tafarel, Hagi, ați mai văzut câte o cupă, dar ei săraci până la... Nu, a fost un lucru, nu s-a așteptat nimeni. Cupele astea internaționale. Nu s-a așteptat nimeni. De fapt, pentru ei era o performanță, faptul că ajunsesem în finală. Deci, corect. Au și spuneau, domne, vom merge să jucăm finala fără niciun fel de stres, pentru că obiectivul nostru a fost îndeplinit. Spuneai puțin mai devreme că e pentru prima dată când câștigi la loteria loviturilor de la 11 metri. Da, spre bucuria mea, de data aceasta am câștigat și un trofeu foarte important. Mi-aduc aminte, în Italia, cu echipa națională, am părăsit competiția la 11 metri, în America la 11 metri, în Croația printr-un 11 metri al lui Sucher. Și a venit ziua în care se câștigi pentru o lovitură de 11 metri. Au apărut mai multe informații legate de viitorul tău la echipa Galatasaray.
Spune-mi, te rog, vei rămâne la echipa turcă? Ai încheiat încă un contract pe un an de zile sau să întrebăm pe domnul Becali? Nu, aveam deja contractul semnat pe încă un an de zile și probabil că după ultimele rezultate, cred că nu numai eu voi rămâne în continuare, ci și acest întreg grup care am obținut această performanță sau aceste ultime performanțe, vom încerca să rămânem, pentru că sunt convins că nu este... Nucleul de bază, jucătorii care formează astăzi. Pentru că și lucrul acesta a fost baza acestor succese, și anume faptul că clubul a reușit ca jucătorii turci de valoare să îi oprească la club și să nu plece la cluburile puternice din Europa, cum a fost cazul lui Hakan Şükür, care era curtat de Juventus și până la urmă a rămas la club, să aducă jucătorii de valoare, jucători străini de valoare pe posturile care aveau nevoie, mă refer în primul la Tafarel, după aceea la mine, când aveau probleme în fundașul în zona centrală, l-au dus foarte bine pe Capone, celălalt fundaș central care acum joacă fundaș lateral, și deci posturile cheie au adus jucători de experiență și în jurul lor a reușit să construiască. Eu aș spun că totuși doi dintre cei mai importanți jucători au fost români, tu și cu Gică Hagi, și cred că asta e important pentru imaginea fotbalului românesc în lumea, în Europa, în primul rând, faptul că Galatasaray a câștigat acest trofeu cu doi români și nu oricare, cei mai buni în echipă. Cred că e foarte important lucrul ăsta. Va rămâne și Gică Hagi? Sau să-l întrebăm pe el? Pe Giovanni. Domnul Becali, ne cerem scuze că vă deranjăm la această oră târzie din noapte. Spuneți-mi, vă rog, Hagi s-a hotărât într-un fel sau altul, sau așteaptă să treacă meciul cu Olanda și după aceea să ia hotărâre? Hagi momentan a rămas la ideea că se va retrage. De fapt, și-a luat și bagajele din apartamentul, din casa pe care o avea. Am citit în presă, da. Am rămas doar câteva lucruri neimportante, nesemnificative. Eu, aceste două zile, am avut contacte cu clubul Galatasaray, direct cu președintele clubului, domnul Faruk Şuran, și ei sunt dispuși să-l mai aibă pe Gică încă un an de zile. Acum urmează ca să se concretizeze această dorință a lor într-o propunere concretă și împreună cu Gică... O ofertă, în fapt, da. Și împreună cu Gică să-l convingem pe Hagi că merită el și-a luat bagajele, dar nu și-a luat rămas bun. Că merită să mai joace un an la Galatasaray. S-a putea să... El, prin ultimele declarații pe care le-a făcut, a zis că 99% mă lasă, a mai lăsat 1%. Noi vrem să exploatăm acel 1%, pentru că, la urma urmei, poate. Sper să o demonstreze și la campionatul european și nu poate să-l lase pe cumnatul lui singur acolo încă un an. Da, hotărârea trebuie să o ia înainte de campionatul european sau după? Hotărârea cred că trebuie să ia, probabil, săptămâna viitoare, la sfârșitul săptămânii viitoare. Am înțeles. Dar vreau să întreb Gică Popescu în legătură cu antrenorul Fatih Terim. Va rămâne sau el chiar va pleca de la Galatasaray? Deci ultima discuție pe care am avusesem cu dânsul spunea că crede că va pleca, însă am vorbit cu un prieten din interiorul clubului și mi-a spus că azi noapte până la ora 4 avusese o ședință, sau avusese o ședință, da, cu Fatih Terim, întreg clubul, și că ar fi foarte pozitivă și că ar rămâne. Și că ar rămâne totuși? Ar rămâne. Acum înțelesesem că va pleca... Bun, așa știam și eu, însă clubul a făcut presiune asupra lui, a încercat să-l convingă să rămână și se pare că au reușit acest lucru. Am avut o discuție cu întreg Consiliul de Administrație până la 5 dimineața. În franceză? Cred că... Nu, mi-e teamă că la Bragadiro o să obosească să vorbească până la 5 în franceză și o să schimbe pe la 2-3, o să dea pe asta, romanes. Vă spun, domnul Tugă, că azi am vorbit toată ziua cu... chiar cu președintele, chiar cu directorul sportiv. Au avut întâlnire până la 5 dimineața, după care au dormit câteva ore și au plecat la Ankara, unde au fost primiți de prim-ministru pentru a primi niște medalii de oameni de onoare și așa mai departe, și într-un surâs mai prolungat, așa, directorul meu zice: domnule, medalia mă interesează cele 10 milioane de dolari care ne le-a promis guvernul. Vă dați seama că s-a dat o ordonanță de 10 milioane, guvernul plătește echipa Galatasaray 10 milioane de dolari pentru imaginea pe care i-a făcut-o în lume. 10 milioane de dolari, da. Guvernul Turciei. Guvernul Turciei a premiat clubul Galatasaray cu 10 milioane de dolari. Da, absolut. Astea sunt ordonanțe care se dau în lume pentru imaginea pe care ne aduc sportivii noștri.
Am înțeles. Un lucru care pe noi ne-a bucurat foarte mult și anume faptul că clubul a primit o distinție specială și medalii de onoare pentru toți jucătorii clubului și după cât am înțeles de la președinte, în Constituție era prevăzut faptul ca aceste distinții să fie numai pentru cetățenii turci, însă de această dată s-a făcut o excepție și au fost primiți și jucătorii străini. Au încălcat Constituția Turciei pentru Gică Popescu și Gică Hagi. Nu e în regulă, domnule. Domnule Tucă, eu vă spun, dacă o să plece, dacă o să aveți timp să faceți o vacanță, măcar de câteva zile în vara asta, și ajungeți prin Antalya la un hotel de 5 stele și... Da, am auzit că sunt condiții excepționale. Unde sunt condiții excepționale și, de bine de rău, eu am fost în multe părți ale lumii. Este un club Magic Life și dacă o să spuneți că sunteți și moderatorul unei emisiuni, nu chiar... La care a fost Gică Popescu. La care a fost Gică Popescu și Hagi, vă spun eu că o să primiți un 50% reducere. Dacă nu, chiar o să aveți surpriza să, cum am avut-o eu. Acum nu știu dacă a fost din partea lui Gică Popescu sau lui Hagi, dar da. După 10 zile de stat acolo, mă pomenesc că trebuie să plătești. Zice, nu, domnule, că a fost invitat nostru. Deci asta e imagine pe care o aduc de surpriză. O aduc fotbaliștii noștri în Turcia prin ceea ce au făcut cu am văzut și aici manifestări la magazinul ăsta mare din Vitan de acolo. Au apărut afișe, mulțumim Gică Popescu, mulțumim Gică Hagi. Hai să vorbim puțin înainte de a vorbi de echipa națională și de ceea ce se întâmplă prin fotbalul românesc, să vorbim puțin și de finala de mâine din Liga Campionilor, unde, așa cum spuneam, s-ar putea ca Adrian Ilie să nu joace. De ce s-a ajuns în situația în care 4 jucători români transferați la Valencia, din cei 4 jucători români, mâine să nu prindă niciunul finala? Sigur, mulți dintre ei nici nu mai sunt la club, acolo sunt împrumutați la alte cluburi, la alte echipe. Adrian a debutat cu dreptul la început la Valencia, a jucat 6 luni, mi-aduc aminte că a plecat în decembrie și până deci în retur a marcat 13 goluri, a fost probabil cel mai reușit transfer în acel an din Spania a unui străin. A urmat imediat o impresie și o imagine bună despre jucătorii români. A urmat un transfer al lui Gabriel Popescu la Salamanca, unde a corespuns și el în cele prime 6 luni. A urmat un transfer spectaculos la Valencia, după care soarta face ca Valencia să se întâlnească în cupele europene cu echipa Steaua. Și în acel meci, Denis Serban să facă un meci bun sau foarte bun, pierzând totuși cu 4-3 Steaua aici la București. Și în pauza meciului, chiar pe stadionul Ghencea, sunt invitat de președintele clubului, Pedro Cortez îl cheamă. Cât costă jucătorul ăsta? E normal că la prima am spus 4-5 milioane, să vedem. Și domne, dau cu 2 milioane să-mi aduc jucătorul ăsta. Niciun leu mai mult. Am încercat și l-a luat și pe Denis Șerban. Aveam 3 români. A urmat campionatul mondial din Franța, când, practic, echipa Valenciei, avându-i pe Claudio Lopescu, argentinian, și pe Adrian Ilie jucând campionatul mondial, au avut o vacanță mai prolungată. Ei participând la Cupa Intertoto, neavând atacanți. Directorul sportiv tot se plimba pe aici, pe la ultimele meciuri ale campionatului nostru. N-a văzut niciun jucător și fiind la birou la mine, tot se uita mereu la golurile lui Sabin Ilie, pe care le dăduse cu 2 ani înainte la echipa Steaua. Da. El era încă Turcia. Așa s-a ajuns că zice, dom'le, cu câți bani poți să le iau pe Sabin Ilie? Și fratele lui Adrian, și așa, dom'le, 2 milioane vor turci. L-a luat și pe Sabin 2 milioane, nu e o sumă prea mare pentru un atacant, pentru că, practic, nu aveau cu cine să joace în Intertoto. Aveau numai pe Lucarelli, care îl cumpăraseră de la Lecce în acel timp, și pe Sabin Ilie. Și zice, dom'le, avem 2 atacanți titulari care sunt în vacanță și avem 2 cu care jucăm în Intertoto. Ne cârpim cu ăștia, dacă cumva reușesc amândoi, avem 4 atacanți de valoare. Așa s-a făcut că pe timpul lui Ranieri, cât a fost, pentru că această echipă e formată practic de Ranieri și Ilie Adrian a avut și el aportul lui substanțial la formarea acestei echipe, și ceilalți 3 jucători au avut o mică parte și au avut posibilitatea să joace câtuși de puțin pe timpul lui Ranieri, la venirea lui Cooper n-au avut practic nicio posibilitate. Pentru faptul că e argentinian, acesta să fie motivul. Toată lumea vorbește, domne, e argentinian, l-are pe Claudio Lopez în echipă, are mai mulți argentinieni. Vă spun ceva, Lucescu e tot român, Hagi a fost tot român la Brescia și mi-am aminte la un meci cu Pisa, sau Hagi a stat rezervă. Deci eu zic că în fotbal de performanță, unde se vrea performanța, un antrenor nu trebuie să uite că unul e argentinian, unul e român și așa mai departe.
Deci nu credeți că există acest motiv? Eu nu cred. Eu cel puțin nu cred. Și în altă ordine de idei, cum putem noi să nu-i dăm dreptate acestui antrenor? Când a adus echipa în Liga Campionilor. Când e în finala Cupei Campionilor. Corect, așa este. Când e deja pe locul 3 și calificat în Champions League, chiar dacă nu pierde finala. Chiar dacă nu câștigă și finala. Și care la începutul acestui campionat, din primele 6 meciuri, avea doar un punct. Conducerea a avut răbdare cu el, să-l suporte încă, până când și-a format o echipă de bază și a început să cucerească. Spuneți-mi, va juca mâine Adrian Ilie sau nu? Eu am vorbit la ora... Ziarele spuneau că ar fi accidentat. 6 ora noastră, 5 ora franceză, deci înainte de a avea antrenamentul de după amiază, a zis că se duce să facă un antrenament, într-adevăr să vadă dacă poate să joace. Să joace nu titular, pentru că echipa e deja făcută de ieri, adică în locul lui Carboni va juca Gerardo, e fratele unui jucător de la Villarreal care joacă în copie cu Gică Craiovenu, Moise se cheamă, l-au luat de la Villarreal și deci joacă fundaș dreapta, dar va juca fundaș stângă fiind Carboni suspendat pentru această finală. Eu mă gândeam că șansa lui Ilie Adrian va fi cu un Chili puțin mai retras, un fundaș stângă puțin mai avansat și cu Ilie Adrian imediat în vecinătatea lui. Deci la o conferință de presă, nu știu ce s-a întâmplat după antrenament. Probabil mâine vă știe, eu mâine mă întâlnesc cu el la hotel. Vă duceți la Paris mâine? Da, da, la Paris și înainte de a pleca echipa o să la vedeți stadion, finala acolo? Da. Cât costă biletul la final? Eu nu știu cât costă biletul pentru că am o invitație la Club Valencia. Am înțeles. Gică Popescu, ai vorbit cu Adrian Ilie în ultima perioadă? Da, m-a sunat imediat după finala câștigată de noi, da, și ne-au felicitat. Ce stare de spirit? L-am întrebat, Adi, cum ești, joci? Și a zis că, nu, în continuare, eu m-aș bucura chiar să mă bage câte 30 de minute, 20 de minute, pentru că a avut și ghinion, s-a accidentat, echipa a jucat foarte bine fără el, jucătorul care a jucat în locul lui a jucat foarte bine și acum probabil ar fi și nedrept pentru antrenor față de Chile Gonzalez, care joacă în locul lui, să-l scoată, pentru că a jucat foarte bine, a dat goluri, Adrian a fost accidentat, deci cred că a avut și neșansă aici. Echipa a jucat fără el și a jucat foarte bine. Iar acum spuneam, aș bucura să joc cel puțin câteva minute în finală. Am înțeles. Dar Mutu ce face? Mai e prieten cu fata aia de la televizor? Eu știu că Mutu e accidentat, dar despre prietenii lui știe numai. Știu că într-o vreme vă ocupa și de prietenile jucătorilor. Că erau unii care aveau prietene prea... Da, da, asta a fost în trecutul sălbatic și îndepărtat, când... Alte vremuri. Erau alte vremuri. Dar acum vă România s-a civilizat. Acum nu vă mai ocupați de prietenele jucătorilor? Nu mai mă ocup de... Dar spuneți-mi, de ce s-a prietenit cu o fată care e cu motocicletele, cu mașinile? Nu știu, am auzit și eu, dar nu știu... Ai citit în ziare, este? Am citit în ziare și eu, dar niciodată n-am cunoscut-o, niciodată nu l-am întrebat, e viața lui privată, trebuie să-și o facă așa cum crede el. Și eu n-am nimic de spus. I-am spus deja, păi sunt periculoase, când am plecat la Milano, i-am spus lui Mutu următoarea chestie. Milano e un oraș periculos. Păi și-a găsit-o în România. Milano e un oraș periculos în sensul că aici a jucat Mateus și a divorțat, aici a jucat Gullit și a divorțat, aici a jucat Van Basten și a fost la aproape de divorț, aici a jucat mari campioni care au venit însurați și au plecat separați. Dar el pleacă, s-a dus necătorit și poate să însoară acolo. Nu, da, până la urmă se însoară cu o româncă, am auzit. Are o prietenă româncă. Domnișoara nu e italiancă, nu? Nu, e daci din zona noastră, din România. Și am citit în ziare că e și o domnișoară care face un show, care prezintă, care a studiat. Ce a studiat? Nu știu, am auzit că a studiat liceu, facultate. Nu ce stil are, vremea. Păi am citit în presă, domnul Tucă. Nu problema de asta, dar aici mai contează că a studiat sau nu, dacă o place pe fată. Păi da, stați puțin că și eu am o soră. Așa? Care pe timpul când eram noi... Noi aveți fete acasă, nu? Eu am numai fete. Eu am o soră care are peste 40 de ani acum. A terminat comerțul exterior. Șefa de promoție a fost repartizată la IPRS Băneasa, deci la 2000 de casă. Așa era pe timpul atunci. Da. Și când era studentă și înainte de a fi studentă, veneau macedoni să-i ceară mâna, că la noi o macedoniancă trebuie să ia un macedon, nu? Da, vezi cazul lui Gică Popescu, da. Nu, sau cazul meu, sau cazul meu cu o columbiancă, da, deci da, sunt și excepții. Dar atunci era așa și atunci, mi-aduc aminte, sora mea spunea mamei, mamă, eu fac o facultate. Eu nu pot să mă sor cu un ospătar. Că atunci era la modă să fii ospătar, să fii șef de sală. Cine lucra în comerț, atunci era barăzant, ce să mai discutăm. Dar cele mai tari nunți erau nunțile chelnerilor. Corect.
Și șef atunci, de sală. Refuzând pe unul că e chelner, refuzând pe altul că e pico, refuzând pe altul că e șef de sală, a ajuns la 40 de ani și nu s-a măritat. Și tocmai, deci motivul pe care îl invocați dumneavoastră e așa, aleatoriu. Dar, da, având o școală, are alte pretenții. Și o să vă dați fetele pe mâna oricui, nu dați examene cu ăștia care vin să le ceară mâna? Eu, nu știu, de eu serios. De când fetele mele sunt mici, să vă trăiască, să vă crească. 15 ani. La urmă, tot vor trebui să căsătorească. E adevărat. Și nu dați examen cu ăștia care vin să... Fetele mele știu foarte bine că la 17 ani poate să pună tocuri. La 18 poate să înceapă să se macheze. Da. Și împlinind 18 poate să-mi prezinte primul prieten. Deci sunt crescute așa și așa vor face. Am înțeles, dar spuneți-mi, deci la cât își pun tocuri? La 17. A, da, firme de acum e împliniți. Spuneți-mi, vă rog, dar veți da examen cu ăștia care vin, pretendenții, prietenii? Îi veți lăsa așa să... Câteva examene o să dau, să știți că nu o să primesc eu ginerii chiar în casa asta care o fac după 30 de ani de muncă. Și la ce le dați examen? La orice, primul nu? În primul rând la pupatul mâinii, că la noi se pupă mâna la tată socru, așa că... Am înțeles. Nu mai vă provocați, domnul Tucă, că vă spun toate... Toate le se pupă mâna la tatălui socru? Da, da, da. Gica n-a pupat-o fiind un... Fiind oltean. Fiind oltean, da, corect. Fiind oltean, aici e vreo. Asta ziceam, era greu să văd oltean. Apropo de pupatul mânul, mâine, vă aduc eu aminte o chestie de acum vreo 18 ani, eram în Grecia. Aveam bani buni atunci, pe timpurile alea, în România. Nu puteam să vin aici, eram... M-am dat și eu, Mario, la un buzuchi. Italian și vine un ospătar grec, mă cunoștea că eram deja în fiecare seară acolo. Și ce mare, una face, una rasă. Și eu zic, dar de când sunteți voi o față, o rasă cu noi, italieni? Că eu eram mare, italian. Zic, primești 10.000 de dolari, 10.000 de dolari, 100 de dolari. Zic, 20.000 de dolari, pui pe mână. Cum nu, un grec se pupă mâna italian? Bine, zic, dacă vrei. Pleacă și eu îl văd din întuneric, așa că un alt ospătar îi spusese lor, și el a spus, du-te, mă, prostule, și pupă-i mâna pentru 100 de dolari, ce drept. Vine la mine și zice, ok, Mario, dă-mi 10.000 la drahme că te face la mână. Și eu bag mâna, dai 20.000 de drahme și el îmi ia mâna și să mă pupă sub masă. Și atunci zic, bă, tu ești prost? Păi dăm tu doar 5, că ți-o pupă pe ta sub masă. Păi îți dau 10.000, să mă pipă așa ca Barosanu, ca Nașu, filmele alea cu... Aveați ghiul pe vremea? N-aveam. Aveam pe degetul mic un diamant, dar nu semăna ghiul. Semăna era mai mult imitație, da? Era o imitație, că n-aveam cum să am un original. Haideți să revenim la formațiile de Gică. Și până la urmă a plecat, a zis că nu o pupă. Am trecut 20 de minute, a zis, dă-mi 10.000 că spun mâna. Ce să mai ai văzut? I-am dat 10.000, s-au aliniat 9 spătare, le-am dat câte 10.000 la fiecare și șeful de sală a primit 20.000 de drag. Și a plecat Mario de acolo, goluț. Dar cu glorie. Pasăre 10 greși. Dar cu glorie. Pe pasăre 10 greși mâna lui Mario italian. Nu o să reușiți niciodată să transferați un jucător în Grecia sau să faceți ceva în Grecia după, după povestea asta. Nu-mi place Grecia. Haideți să vorbim fotbalul puțin. Fotbalul grecesc. Cu toate că ne-au bătut cu 2-0 într-un amical în care noi n-am avut gândul la amical. Haideți să vorbim puțin de campionatul nostru. Au fost mai multe declarații făcute de voi jucători în afară, îndeoseb de tine și de Gica Hagi. Cum că nu v-ați întoarce în fotbal românesc sau dacă o să vă întoarceți o să faceți curățenie. Vorbeați de meciuri trucate, pentru că toată lumea știe că au fost, cum le zice, meciurile astea strategice. Ce faceți, Gică, vă întoarceți după perioada asta? Da, de întors întoarcem sigur, însă nu ne-am avut altceva decât să spunem ce știe toată lumea. Toată lumea scrie, toată lumea spune, probabil că au alte lucruri când le spunem noi. Absolut, da. Deci n-am spus altceva decât adevăruri. Pentru noi este o rușine, pentru că stând în străinătate, toată lumea ne întreabă, dom'le, chiar așa este? Noi recunoaștem, da. De fapt, eu m-am supărat foarte tare și eu și Gică atunci când cineva de la club, de la Galatasaray, a venit cu Herald Tribune și ne-a arătat, uitați ce scrie în Herald Tribune, că în România, în campionatul românesc, să joacă meciuri, toate meciurile sunt trucate. Dacă în acest ziar, care toată lumea cunoaște, unul dintre cele mai puternice și cele mai cunoscute ziare din lume, îți scrie așa ceva, nu face altceva decât să fie spre rău, în primul rând, al fotbalului românesc, nu? Și atunci, lucrurile care le știm, eu le știu de la Giovanni, de la Mircea Sandu, președintele Federației, când mergem venind la echipa națională, nu se discută decât de aceste lucruri. Toate spune, domnule, sunt meciuri aranjate, vorbim cu președinții care mai cunoaștem de club, la fel, antrenorii ne spun, jucătorii ne spun, vin jucători și ne spun, domnule, m-am dat accidental la meciul care a fost pentru că era meci blat și n-avea rost să jucăm.
Deci e o rușine, pentru că părea mea că nu mai e de pierdut are fotbalul românesc. Așa este. Dar ce veți face? Spuneți că o să vă întoarceți. Și Gică era foarte... foarte pornit pe ceea ce se întâmplă în campionatul Inter. Ce veți face când veți veni? Că nu ar trebui să aștepte să ne întoarcem noi. Ar trebui acum să se facă ceva, pentru că... De acord. Statul meu să aștepte amorțită ca să ne întoarcem noi în România să schimbe ceva. Ar trebui ca cei care sunt acum să dispară, sau dacă nu dispară, cel puțin să se trezească dimineața, să uite în oglindă, să le fie rușine, să spargă oglinda în fața lor, că să uite în oglindă, să zică, băi, ar trebui să ne fie rușine. Nu se sparge nimic. Eu zic așa, probabil că suntem puțin visători noi. Gândim, probabil gândim cu mintea noastră, punându-o în sufletul... Adică cum zici tu? Când se uită în fața oglindii, se spargă oglinda. Ar trebui să... Adică să se uită în oglindă, să le fie rușine că se uită în oglindă. Să spargă capul în oglindă. Să le fie rușine că se uită în oglindă, să uite, domnule, să terminată cu măgăriile astea și... Pentru că nu fac altceva decât să omoare fotbalul românesc. De fapt, eu cred că e aproape mort. De-abia se clatină, așa ca un boxer, mai așteptă un pumn. În momentul în care nu se face nimic, echipa asta națională se va duce. Toată lumea spune, domne, să găsim de ce nu facem echipa națională din jucători din România. Citeam foarte multe ziare înainte când juca Barbu în România. Barbu era solicitat la echipa națională. De când a plecat în sănătate, n-am văzut un cuvânt. Da, nu mai solicită nimeni. Toți jucători care erau în România și jucau mai bine, erau jucători care răsărau dintre ceilalți, erau solicitați la echipa națională. Acum au plecat în sănătate, au uitat lumea de ei. Nimeni nu mai bagă în seamă. Părea mea că acești jucători care răsar, n-ar trebui să plece imediat, ar trebui să rămână aici, însă nu poate să crească în mocirile asta. E imposibil, pentru că... Păi și e de preferat să plece? Da. Eu am spus că e mai bine să plece. Pentru că nu poate un jucător să crească în meciuri aranjate. Nu cum să joace. Nu se antrenează în primul rând, știind că duminica este meciul aranjat. A doua etapă e aranjată, iar nu se antrenează. Și dacă săptămâna nu te antrenezi, joacă trei meciuri aranjate, al patrulea joacă normal, nu poate să crească un meci pe săptămână. Nu poate să crească. Ai nevoie ca să crești un jucător talentat, ai nevoie de competiție. Zi de zi, antrenament, joc, competiție, pentru că numai competiția crește. Absolut. Deci nu se poate altfel. Și noi ne plângeam de meciurile astea multe, și în campionatul spaniol, și în campionatul italian, și în campionatul englez. Joacă câte? 40 de... Nu trebuie să știi câte meciuri a jucat noi. 60 de meciuri. 60 de meciuri. În cupele europene a jucat 16 meciuri. Am jucat 10 în Cupa Turciei, sunt 60. Am jucat 11 meciuri în UEFA. 11, mi se pare că am jucat, că nu mă înșel, 11, da. Și am jucat 6... 17 și cu 10... 16 meciuri, deci un tur de campionat... 61 de meciuri, da. Am jucat 5 în finala cupei. Și în campionatul României s-au jucat 34. Și cu cupă ai 45. Am jucat 34 în campionat, am jucat cupa 5... Sunt 2:39, 16, sunt 55 de meciuri, plus echipa națională, sunt 60 de meciuri. 60 de meciuri pe an. Și Galatasaray nu are 16-17 jucători. Zic că voi ajuta 5 meciuri din Cupa UEFA. Tur-retur sunt 10 meciuri. Și cu 6 de Champions League. Finala 11-17. Și cu finala de 17 meciuri, da? În tot de campionat. 17 și cu 34 sunt 51 de meciuri. Plus 5 Cupa Turciei. 5 sau chiar 10? Nu știu câte. Meci. 5. Sunt 56, 56 și echipa națională? Și cu echipa națională sunt peste 60. Și nu mai punem la nu mai adăugăm meciurile din pregătirile... Din preliminari? Și cele două din preliminariile Champions League, plus meciurile de pregătire înainte de începerea sezonului. Și erau tot meciuri. Tot meciuri sunt 70 de meciuri. Ajung la 70 de meciuri pe an. Da, 70 de meciuri, iar noi ne plângem că e un program atât de încărcat. Eu am venit, eram o dată în țară și mă uitam la televizor și juca, dacă nu mă înșel, Craiova cu Astra Ploiești. Și se plângeau jucătorii că jucaseră duminica, jucaseră cupă miercuri și se jucaseră duminica din nou. Se plângeau, noi suntem obosiți că am jucat. Uite că am jucat în fiecare an. Asta ce înseamnă? Nu se antrenează, pentru că n-au de ce să antreneze. Și eu înțeleg că n-au motivație să antreneze când știu că joacă numai meciuri aranjate. Discută în 3-1, 2-1, 1-0, câștig eu acasă, câștig în deplasare. Imposibil să crească. Imposibil. Și dovada, oglinda campionatului intern, sunt cupele europene. Absolut. N-a mai trecut un tur din Rapido, n-a trecut nici de echipă din Lituania în campionatul trecut. Și Dinamo a căpătat după primul tur. Deci numai, în momentul în care ar fi competiție, vă spun că jucători valoroși sunt. Foarte valoroși, foarte, foarte valoroși. Dar are nevoie de competiție să crească. De competiție, competiție și
Nu, poate nu ajungem, pentru că e nevoie de bani ca să ajungi în fazele superioare, nu? Sistemul ăsta acum promovat și votat de forurile superioare e totuși o schimb, înseamnă totuși o schimbare importantă. Da. 16 echipe, din care 4, ultimele două retrogradează, iar cele de pe locurile 15-16, da? Vor juca baraj cu cele clasate pe loc. 15-16 retrogradează, 14-13 joacă baraj. A, 13-14, că sunt 16 echipe, îmi cer scuze, da, 13-14. Eu m-aș bucura să fie, dar știți că de ultimii 3-4 ani de zile, la sfârșitul fiecărui campionat se spunea, domnule, de la anul, nu mai. La anul se joacă pe nu, corecte. Dar acum și sistemul, felul în care organiza campionatul, poate că e o măsură extraordinară. Este sigur un pas înainte. Extraordinar de mult eventuale meciuri strategice. Pentru primele 3-4 locuri vor fi în gradele 6 echipe sau chiar 7. Pentru ultimile 4 vor fi alte 7. Deci sunt 14. Rămân 2-3 echipe nu care poate să zice. Acum pentru retrogradare au fost 10, domnule. Nici alea nu au curajul. Deci măsura principală... Plus punctele, baremul de puncte pentru ultimele clasate. Eu asta a fost și m-am zbătut în nenumărate emisiuni televizive. Domnilor, asta e măsura. Și ce președinte zice nu, înseamnă că ăla e aranjorul. Vor fi și două locuri în Cupa UEFA, am înțeles. Vom avea primele 4 în cupele campioane, deci, cupă și la vârf. Da. Asta vreau să vă întreb. Cum ați văzut finalul campionatului? Pentru că finalul campionatului până la urmă s-a jucat cinstit și corect, prin acele meciuri pe care Brașovul, cinstit și corect, nu știu ce a făcut înainte, nu vreau să mai reactivez, pentru că odată cu votarea asta de 16 echipe, sper ca fotbalul meu să se îndrepte spre o linie directă și corectă și eu am auzit președinți. Eu am auzit președinții care a spus, domnule, nu se mai pot. S-a terminat. Gata, mă duc deci în pe... O iau de la început. Deci asta înseamnă că recunoșteau, da, absolut. Adică, mea culpa. Și cu asta basta. Important e că acest campionat care începe va fi un campionat, unul probabil dintre cele mai corecte, un campionat unde tinerii care vin la rampă vor juca duminică un meci de un examen pe viața și pe moarte și jucătorii care vor veni și vor bate la porțile echipe naționale sau eventual vor bate la alte porți ale marilor echipe din Europa, se vor cere prețuri mult mai mari. Și eu aș vrea să vând un jucător pe 17 milioane de dolari. Pentru că poate îmi dăși la mie un procent de 1, 2, 3% măcar, că i-am dat un jucător de 17 milioane de dolari. Dar nu se poate. Nu se poate. Am avut acum la finala Cupei României, totuși un spectacol extraordinar din punct de vedere organizativ și așa mai. E adevărat. Craiova e o echipă care anul ăsta a jucat sub spectrul retrogradării și în această finală a fost... A fost marcată practic, total de asta. Practic, singurul jucător al lor în față, Claudiu Niculescu, a rămas izolat tot timpul între 2-3 dinamoviști. În repriza a doua, Dinamo a jucat în 10 și a trebuit să retragă. Spectacolul fotbalistic n-a fost de calitatea... N-a fost un meci. A fost un meci jucat, a fost un meci disputat. Absolut, dar fost încrâncenare. Pentru că am avut 14 invitați și vă spun ce cluburi am avut. Am avut Milan, Inter, Real Madrid, Barcelona, Parma, Bologna, Numancia, Alaves, Grasshopper Zurich. Deci, uitați ce cluburi am avut invitați la această finală. Uite, și n-a venit Dumnezeu să spună, domnule, îmi place de 14, 20 milioane. Pentru că trebuia să un jucător, un Claudiu Niculescu, trebuia să dea un gol cu capul, trebuia să mai facă două trei, să mai ducă 12 metri și ăsta era, Craiova avea 7-8 milioane pe el. Deci, astea sunt momentele cheie. Mutu a fost vândut la un meci, Dinamo Steaua, mi-aduc aminte, dacă vă ziceați, 1-1 pe Ghencea, cu terenul puțin ploase, umed, o încrâncenare incredibilă, un meci, cu bări, cu 11 metri ratat de Mutu, cu o altă bară al lui Mutu, cu Nicolae în spate cu Duro, cu Roșu singur cu poarta. Adică și în acel meci a ieșit la rampă. Roșu, a ieșit Mutu, a ieșit Marius Nicolae, care a rămas pe buzele multora. Deci, astea sunt meciuri. I-ați amintit pe jucătorii ăștia, dar până să vă întreb de ei, niciunul dintre jucătorii din care au jucat în finala cupei n-a atras atenția impresarilor? Toți au plecat și niciunul n-a mai telefonat. Eu niciodată nu am adus. Nu mai avea bani de telefon, dracu. Deci erau entuziasmați, aveau și anume jucători pe care trebuia să se spună și le-au notat toți pe liste. Eu niciodată, după ce se termină un meci, invit la
doi cocoși, la un pui, la o muzică folclorică și așa mai departe și pleacă oamenii. Dimineață, un șofer, unde eu, unde duceți la ciorbă, la restaurant acolo, Alex, sau unde? Nu, la doi cocoși. Doi cocoși e în partea asta, spre noi. Eu nu prea trec de Ștefan cel Mare în partea cealaltă. Stau numai în partea de nord. Și eu tot în zona asta stau. Marius Nicolae, unde va juca? Marius Nicolae va juca la Dinamo și probabil dacă se va ajunge, deocamdată nimic cert, sunt discuții, puierile, pot să spun, se va ajunge la vreo... la vreun eventual transfer, echipa care l-ar achiziționa, l-ar... are intenția să-l lase minim 6 luni sau dacă nu chiar un an la echipa Dinamo. Deci e un avantaj. Dar citesc toată ziua că va pleca la Milan. Milan e una dintre echipele care l-au urmărit. Dar nu e echipa care a venit și a spus da, neapărat. Roșu? Roșu probabil va juca la Numancia în Spania. La Numancia, ăștia până ce divizie sunt? Divizia 1, unde joacă Barbu. Și Filipescu ce faceți? Că auzi că retrogradă. Filipescu a căzut în divizia B, să vedem dacă îl primește acum la Galatasaray. Numai că... A fost mai la sărbătoare, a fost. A fost și când înainte de final m-a chemat și el vorbește, îmi spune întotdeauna bre, ca Olteni, da? Și ai văzut, bre, la ce echipă m-ai luat și unde m-ai dus după ce au căzut și noi când am deschis telefonele, imediat după final, el a fost primul care a sunat. El a semnat un contract de 7 ani, are un contract bun la Betis. Betis e o echipă care poate să revină în prima ligă, să nu uităm că și Milan. Deci va rămâne acolo. Dacă nu se întâmplă ceva la campionatul european și vom avea niște rezultate bune. Dar spuneți, domnule, aici un transfer spectaculos, nu mai nimic, nu mai e fotbal românesc. Un transfer pe de a fost Popescu în Anglia, dar m-a refuzat complet. Unde? Nu vă spun echipa, e o echipă din divizia a doua, o echipă cu poate capitalul cel mai... cu capitalul social cel mai mare, mai mare ca probabil ca multe echipe din prima divizie engleză. Dar Gică a zis că nu vrea să părăsească Galatasaray. Păi dar ai mișcat până în Anglia, am înțeles că erau mândria de la Tottenham. Păi tocmai nu mai vrea să se întoarcă acolo. Ai zis că știe engleza bine și nu vrea să o mai... să mai învețe. Să mai învețe mai bine turca. Domnule Becali, câți jucători aveți sub contract în România? Afară. România am jucători probabil câte, să spun, la echipele bucureștene, un grup de 7-8. La fiecare echipă? La fiecare echipă, plus echipele din provincie, 1, 2, 3 jucători, la Petrolul, iar 7-8. În special, eu la semnul Creva, jucătorii... La Creva aproape toți. Da, merge echipa așa. Știi ce s-a întâmplat la Craiova? Craiova e Napoli al României. Da. Incredibil, dar vă spun ceva. Așa este. Alexanco a fost la Craiova și a fost la Național. La Național a avut o infrastructură de nivel Barcelona, poate chiar mai frumos, cu hotelul unde se tăia, cu antrenamentul, cu stadionul, și la Craiova vopsea singur vestiarele. Și la Național n-a rezistat și a zis, dom'le, mie îmi plăcea la Craiova. De ce? Pentru că copiii aprindeau ce le spuneam eu. Ăștia nu prinde niciunul ce le spun eu de la Național. Asta a fost explicația lui Alexanco. Nu se spune, a stat 6 luni la Craiova și au rămas probabil o impronte pentru toată viața. Cine va vorbește fi antren... toată viața. Cine va fi antrenor la Craiova? Că am înțeles că trageți forile pe acolo. Nu trag forile, eu... Trageți-le, nu dați, nu le trageți. Eu... Păi, de moment ce am fost marinar și nu să fac noduri, vă dați seama, nu? Mai aruncam și cu bandul la eu. Cine e vorba să ajungă pe acolo? Nu, păi... Dar spuneți-mi și mie, domnul Becali, că... Marin deja... Dumneavoastră vă pricepeți la toate, inclusiv la nodurile astea marinărești, pentru că ați făcut armata la marină. La Mangalia, ați fost la Sevastopol, am înțeles, ați tras cu tună. Dar trăgeam cu tună și trăgeam într-o parâmă care... destul de bine pentru unul care a lucrat la artilerie. Spuneți-mi, vă rog, cum e cu cumpăratul ăsta unui loc în divizia A? Am înțeles că Fugerul Bragadiru e sa sece com SRL. Eu am înțeles că fuziune. Domnul președinte, nu e vorba deloc de cumpărat. Aici e chestia de o fuziune între două societăți. Care? Craiova cu Rocar fac o fuziune. Craiova cu Rocar? Da. Universitatea Craiova și Rocar București, două echipe din prima divizie, așa, fac o fuziune. Nețoiul vine cu 50%. La Craiova? La Craiova, da. Noi vă întrebam de Bragadiru Fulgeru. Asta, păi și Bragadiru Fulgeru cumpără locul lui Rocar. Păi cum se cumpere, domnule? E admis de lege, așa am auzit, de legile fotbalistice pe care le-am adoptat noi și le avem în... Care lege? Poți să ne spună cineva că... Eu nu le cunosc ca lumea la Federația Română, probabil domnul Mircea Sandu. Domnule Becali, păi așa, iertați-mă, dar
Dumneavoastră vi se pare firesc într-o țară cum e România? Nu, echipele eu, se eu vă spun altceva acum. Betis Sevilla a căzut în divizia B. Da. Betis Sevilla e unul dintre cele mai bogate cluburi din Spania. Sau Atletico Madrid. Atletico Madrid, în loc să cheltuie acum 30 de milioane de dolari, 50 de milioane, ca să revină în prima ligă și cu șanse poate să nu revină. Da. Ar prefera să dea 50 de milioane să cumpere un loc. Dumnezeu, dacă dar constituția limba... lor nu permite, asta e problema. Dacă vine limba din ghimpa și vrea să cumpere locul din divizie. Astea sunt legile aici și nu așa trebuie să domnul, ne... Nu, domnul Becali, nu e domnule nicio lege aici. Nu păi se poate... Deci nu se astea poate... Astea legile deci, domnule, le-au știți câte echipa are Transilvania în divizia națională? Aproape niciuna. În divizia? Aproape niciuna. Păi, domnule, la, ei, toate echipele astea vor merge la Bragadiru într-o comună. N-am nimic cu acești oameni din Bragadiru. Însă nu poți să vii din Bragadiru sau de un... Să știți că sunt mulți oameni cu bani în România. Faptul că îl cunoaște pe Gigi sau pe Nelu de la București, Cornel sau nu știu cine din Urlați, asta nu-i dă, nu-i dă dreptul acest lucru să cumpere echipa de fotbal, domnule, în divizia A. Domnul Tucă. Nu, probabil că legile, cum a spus oameni, dacă sunt legile fotbal. Făcute, poate că legile sunt făcute prost. Domnul Tucă, eu vă spun ceva. Eu n-am auzit pe cineva. Dar cum credeți dumneavoastră că eu n-am auzit pe nimeni punând problema. Eu sunt primul care întreb acum, nu fac nicio... Da, nici mie nu se pare corect să ajungi ușor așa, nici mie nu se pare corect, da. Eu n-am auzit pe nimeni să întrebă, fraților, cum Fulgerul Bragadiru a echipă în divizia A? Cum se poate așa ceva? N-am auzit pe nimeni invocând Bragadiru, se cheamă Rocar. Rocar și șase luni trebuie să ia unul din numele celălalt cu care se asociază. Domnul Becali, și să-l păstreze. După care devine... foarte bine. Eu vă spun următorul lucru. Păi, dacă e pe așa, vine oricine, unul care se ocupă cu... și cumpără loc, domnule, de la Zănoaga, de la țară, de la mine, facem echipă dacă în divizie. Asta e legea. Ce lege, domnule, că n-am auzit pe nimeni invocând legea. Constituția pe care a votat-o adunarea generală la... N-am văzut pe nimeni invocând acest fapt. Eu așa știu că e permis. Nu știu acum. Cât de legal este permis? Permis. Domnule, echipa, deci acest sport se joacă în teren? Da. Păi domnule, să se joace în teren. Păi da. Echipa Rocar a rămas în divizia? Da. Haideți să vedem care sunt jucătorii. Da, echipa Rocar cu 10 jucători pleacă la Craiova. Păi tocmai. Și Craiova cu cei păi alți, și, domnule, nu, fac păi o... și e exact ce vă spun eu. Da. Nu este împotriva fotbalului și împotriva oricărei logici. Da. Ca o echipă să își câștige locul în divizia A, da, nu prin joc, ci prin bani. Pentru că tot Rocar rămâne în prima divizie, numai că deci, patronul se schimbă. Domnul adică președinte, nu mai e domnul Nețoiu. Nu contează patronul, eu vă întreb următorul lucru. Da. Echipa Fulgerul Bragadiru SA va avea 11 jucători. Acești jucători nu au câștigat prin fotbal. Nu se cheamă Fulgerul Bragadiru SA, se cheamă Rocar. Domnule, Rocar se cheamă, da? Da. Deci această echipă, păi vor juca la Bragadiru, domnul Becali. Nu, vor juca pe terenul. A cumpărat și terenul. Și societatea poate chiar și se lucrează la teren. Bun, deci nu cum la se va... Bragadiru, deci echipa Rocar, domnule, va juca o patronată de patronul echipei Bragadiru. Deci domnul Becali, va juca pe stadionul Rocar. Haideți ca să înțelegeți mai bine, că da, că nu vreți să înțelegeți. Nu, 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 deci o altă echipă, așa, decât cea care a câștigat locul în divizia A, da, rămânerii, va juca în sezonul următor. Deci acest echipa Rocar, noua echipă Rocar, da, pentru că nu e noua echipă, rămâne doar titlul. Pe mine nu mă interesează că a rămas rămân titlul. Rămân și câțiva jucători? Domnule, a spus că pleacă 10 la Craiova. Păi și o echipă 4? Are 20 ceva de jucători, rămân 12 și domnul patron care vine și cumpără Rocarul trebuie să mai cumpere încă 10 jucători din țară ca să poată să facă față în divizia, că altfel se duce în divizia B. Din cauza asta și-a pus un antrenor ca dacă, dacă va cumpăra echipa, deci nu să eu vreau să cumpăr. Deci a cumpărat societatea, cumpără, cu teren, cu tot. Se poate. Cu teren, cu tot. Da, echipa pleacă, domnule, la Craiova. Dacă 8 jucători, transferă 8 jucători de la... 10 jucători pleacă. Deci locul a fost cumpărat. Domnule, s-a vândut locul. Haideți să ne facem că nu înțelegem aici. Domnul Nețoiu avea echipa de fotbal Rocaru și domnia s-a vândut echipa. Echip, deci a vândut... A vândut societatea, domnul Ducă, stați puțin. Dacă echipa nu, se va numi... Nu, a vândut loc în echipă, în divizie. Nu, divizie, nu e adevărat. El a vândut societatea cu teren. Nu va mai fi aceeași echipă. E adevărat. El, dânsul, nou proprietate trebuie să o întărească. Domnule, după exemplul ăsta, vă spun următorul lucru. Da. Deci, o echipă poate să piardă toate meciurile. Așa. Și să ia pentru fiecare meci pierdut 50.000 de dolari, 20.000, nu știu cât e. Corect. Da? Strânge după 34 de etape milioane de dolari. Da. Da? Da. Și cu banii aș face o echipă, domne, și cumpără locul iar în divizia națională. Da, se poate cumpăra locul în divizia națională. Domnul Becali, domne, ori se joacă... Așa se spune după legea, eu nu știu, eu nu lucrez la federație ca să vă spun exact, n-am citit textul de lege ca să vă spun, dar știu că o echipă poate să cumpere titlul în prima ligă a unei alte echipe care a căzut sau cea care a căzut a unei alte care a rămas și care nu mai vrea să continue.
Da, mă rog, mie mi se pare total... Dar echipa care a pierdut, a vândut acel titlu de primă divizie, automat e retrogradată în divizia B. Deci Rocar acum, dacă vindea lui Fulgerul Bragadiru, Rocarul juca în divizia B. Și Fulgerul Bragadiru juca în divizia A. Dar Rocarul, nu, dar Rocarul nu se duce în divizia B, pentru că rămâne Rocar, numai că a schimbat proprietarul. Nu mai e Gigi Nețoiu, e domnul de la Bragadiru. S-a schimbat tot. Și domnul Bragadir, domnul de la Bragadiru, am auzit că e în divizia B și că vrea să vândă locul din divizia B ca să retrogradeze în ce? Știi ce? Probabil e o tactică unde... O să vă uitați dumneavoastră, procuratorul Giovanni Becali, da, cum se vând locurile pe divizia națională. Ăla vinde domnul în afară Tucă, de echipele mari. Să vă spun ceva. Eu am o treabă foarte separată de cluburi. Eu îmi reprezint căluțul meu. Ăla de rasă, căluțul care îl văd eu de mic, așa, căluțul care zburdă. Va juca. Și el rămâne lângă. Aveți dumneavoastră la Rocar, domnul? La Rocar? Am vreo 4-5. Deci eu vă spun, dar care se duc spre Craiova. Vom ajunge, deci pe logica... Căluții ai duc la Craiova. Pe logica enunțată dumneavoastră și o logică, spuneați că respectă litera, regulamentul fotbalului, vom ajunge la... Se vor vinde echipele în divizia A ca la piață. Corect. Ca la piață, ăla vinde, stai că-ți vând eu ceaclăul, dar dăm tu echipa din divizia B, că eu vreau să promovez cu echipa din divizia... Nu se poate, domnul. Eu vă spun o chestie, la tot ce discutăm noi acum, mai grav e un meci strategic decât asta. E la fel de grav. Nu e mai grav. Nu. Pentru că, domnul Tucă, vă spun ceva, dumneavoastră vindeți acum studioul Antenei 1, da? Corect sau nu? Așa. Eu sunt murdo pe ăla sau sunt nu știu două cine. Televiziuni, domne. E vorba de fotbal. Aici e vorba de o chestie privată, în prin 100%. Campionatul ăsta ține totuși de niște reguli, să spunem, ale statului. Nu e de capul eu. Sigur că nu și Antena un respect. Nu sunt ale statului. Ale fotbalului nu prea sunt cu ale statului. Asta e problema. Ba, sunt. Totuși ale fotbalului cred că sunt mai bune că ale statului, până la urmă, să știți. S-ar putea și asta. Însă nu se poate face... eu cred că nu se pot face astfel de trucuri. Vine, nu știu, cu ăla care vinde gogoși, e dreptul lui să vândă gogoși și vine și cumpără echipa de fotbal. Hai să fim serioși, hai să vedem cine sunt, domne, în Italia, cei care au dețin echipe de fotbal. Sunt mari om de afaceri. Corect. Sunt oameni serioși care au... Nu vine oricine și cumpără o echipă de fotbal aici. Acum, vedeți dumneavoastră că acum deja veniți să ne puneți pe o pistă bună. Până acum m-ați plimbat. Acum îmi spuneți, da. Cine sunt cei care cumpără societăți? Deci, eu v-am spus, să vinde o societate. Și nu ați acum vineți, cine sunt cei? Cei care vând societatea? E adevărat că trebuie să fie controlați de societate, trebuie să fie controlați de noi, să știm cine sunt, să știm de unde vin și așa mai departe. Dar pentru asta există organe. Corect sau nu, domnul Tucă? Nu, aveți perfectă dreptate. Însă la noi, în fotbal... Eu nu pot să acuz pe nimeni de unde are banii și cumpără o echipă. Să vină ziua în care unul cu gogoșerie o să aibă Steaua în echipă de fotbal. Păi tata a avut 30 de ani gogoșerie și n-a avut o echipă de fotbal. Da, dar uite, Dumnezeu să-l ierte, putea să-și cumpere acum. Am auzit că vreți să investiți la Steaua, să luați 30%, adevărat? Domnul Tucă, deci să vă spun ceva. Colțul gurii așa. Da, cam pervers. Nu prea e râsul, nu? Nu, da, dar vă vine la loc. Probabil e vorba de Becali, dar nu de mine. Domnule, și eu aș cumpăra la Steaua 1%. Probabil e vorba de Becali, dar nu de mine. Dar vă spun ceva. Domnul Tucă, dumneavoastră credeți că chiar așa e vreo parnoasă să cumpere o echipă de fotbal? Eu n-am cumpărat o echipă de fotbal, m-am asociat cu o echipă de fotbal și vă rog să-l întrebați noastră pe patronul Antenei 1, că a încercat și dânsul să se asocieze. No. Și mai are de primit vreo 265.000 de dolari încă. Nu mai vă spun ce dobândă ar fi putut să-i pună undeva să... După dânsul, președintele acele m-a prins și pe mine după însă. Vine, domnule, eu nu aveam nevoie de Porto Franco de agutare, eu aveam nevoie de alte chestii. Da. Da, președintele e un băiat isteț și m-a tras și pe mine și am cheltuit 800.000 de dolari din banii noștri privați, ai familiei. Bani frumoși, da. Înțelegeți, dumneavoastră? Dacă nu se vindea Denis Șervan, eu rămâneam încă agățat, dar nu mai rămâneam cu 800, rămâneam cu vreun milion și ceva. Că... Ca să-i scop pe ea, trebuia să mai bag, da. Trebuia să mă agățe, trebuia să mă agățe. Deci ați intrat la Steaua sau nu? Lăsați... Așa, la Steaua n-am intrat și niciodată nu o să intru de și nu o să cumpăr eu o echipă decât peste 2-3 ani, probabil, și în asociere cu jucătorii gen Gică Popescu, gen Gică Hagi, jucători cu bani serioși, nu? Dar cât ați câștigat în 99? Haideți ca să știm cum vă face chitanța la sfârșit. În 99?
Păi nu știu, că zic că nu mai dat comisionul nici acum, trebuie să... Nu vreți să ne spuneți. Deci că... nu e o afacere. Stați ca să nu mă știți care e afacerea în fotbal românesc? Domnul Tucă, vă spune care e afacerea în fotbal românesc. Să vii în să cumperi echipe, domn. Să ai bani ca să se deschidă porți. Nu. Ascultați ce vă spun. Să cumperi și să vinzi echipe, domn. Da, domnul Tucă. Cumperi echipe în divizia A și... Domnule, ăștia care cumpără echipe în divizia, știți ce datorii au la statul român? Asta e altă chestie. Asta e altă chestie. Domnul Becali. Și vă spun ceva. Știți bancul cu am să dau, dar n-am să dau? Spuneți-l. Vin spune. Unul avea să-i dea bani, unul. Apropo de datorii. S-au ajuns la tribunal. Și judecătorul, cum stăm noi, a zis, domnule, hai să-i dai bani, dar ce am să-i dau, dar n-am să dau. Salariul de aia. Și domnule, mai repet o dată. Ce am să-i dau, dar n-am să-i dau. Salariară de aia. Judecătorul credea că e luat el la mișto. Da. La un moment dat zice, domnul judecător, fiți mai explicit ce. Da. Am să-i dau, dar n-am să-i dau acum. Să aștepte. Cam așa ceva și cu... Ce aveți dumneavoastră cu datorii? Ar trebui să fiți și noi datorii, să aveți să dăm. Haideți că l-am scos pe Giga Popescu din circuit. Eu vreau să ne vorbească de echipa națională și să ne vorbiți de echipa națională. Ne spuneți care sunt șansele și cum pleacă echipa națională la acest drum. Mai sunt foarte puține zile. Până la 17 zile, până la începerea campionatului european. Însă, înainte de a discuta acest lucru, hai să vedem publicitatea. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his role. Dialog îți deschide cea mai ușoară cale de acces în comunicare. Dialog face totul posibil și e deschis pentru fiecare. Imagine de înaltă rezoluție, ecran perfect plat, sunet surround, Flatron, never seen before. Creat din puritatea și forța naturală a apelor minerale Dorna, împreună cu parfumul mărului copt și proaspăt, Meridor are un avantaj unic. Este natural acidulat cu o apă minerală adevărată. Meridor. Un plus de natură, un plus de răcoare. Meridor. De asta mi-e dor. Turneul maraton Mileniul 3 Sud-Est la linia de sosire. 2 ore de muzică. Music with more muscle. 2 ore de show. Jocuri de lumini și mii de vați. O echipă de 9 dansatori. Vino joi, 25 mai, la ora 21.30, în Piața Constituției, la Palatul Parlamentului, să te întâlnești cu 3 Sud-Est la ultimul concert al turneului Mileniul 3 Sud-Est. Acum un nou produs bancar BPR, certificatul Mileniul. Dobândă? 55+1%. Vă dați seama? Fiecare om își dorește în viață o casă, o mașină și bani mulți. Primul care a înțeles asta a fost... Tele Eurobingo Show! Concursul care a acordat primul miliard de lei și primul milion de dolari. Concursul care a dat primul mii de mașini și apartamente și mii de milioane. Concursul care a spulberat primul toate recordurile. Primul a fost și primul va fi. Pentru că norocul tău este Tele Eurobingo Show! Ura! Cu Scol ai șansa de a câștiga miliarde. Caută în capac biletele la Tele Eurobingo. Dă noroc cu Scol ca să ai noroc la bingo. Scol Beer. E limpede că-i bună. O zi bună începe cu Aerobic Show. I'm not the morning when I fly. Not enough, not enough.
noul de aer condiționat LG Jet Cooling. Răcorește dintr-o suflare. LG. Digital yours. Da, continuăm emisiunea din această seară. Ce să fac cu casca? Sunt dependent de cască. Stați să mai pună și mie câteva întrebări pe cască. Da, spuneți ce vreți cu casca. Domnul Gică Popescu, vă s-a reunit lotul? Joi se reunește înaintea meciului cu Olanda, vin toți tricolori, am înțeles. Da, noi am fost lăsați până, de fapt, a fost înțelegerea de... Dar nu mai ești așa de optimist ca acum câteva luni când ziceai că veți câștiga campionatul european. Da, vă dați seama, acum am și moralul mai puternic. O, dar era normal, pentru că venim după sezoane foarte încărcate și era normal să avem și noi cel puțin 2-3 zile să mai uităm de fotbal, să stăm puțin de parte de teren, deoarece fizic nu se poate câștiga mai nimic în 3 zile. Este un sezon foarte încărcat în care 3 zile cel puțin să stăm cu familie, să uităm de fotbal, pentru că noi am și astăzi și mâine vom participa la programul echipei, programul de antrenament, vreau să spun, însă face alergări, dezobosire, masaj, recuperare, după care de joi ne vom alătura și noi în totalitate programului echipei și vom rămâne în cantonament, vom pleca în Olanda. Spune-mi, meciul ăsta cu Olanda are mare importanță pentru echipa noastră? Bineînțeles, este un meci în compania, eu aș zice, principalei favorite la câștigarea titlului, nu numai pentru faptul că joacă acasă Olanda, însă o echipă extraordinar de bună. Și este, eu aș dori ca toți cei care sunt în vizorul lui domnului Ney să fie prezent la acest meci, pentru că dacă vor lipsi iarăși 2-3 jucători care probabil vor juca la turneul final, iarăși nu putem să vedem unde ne aflăm cu echipa. Însă dacă vom juca cu toții cei care vor face și deplasarea la turneul final, părea mea că este un joc extraordinar de bun, o echipă foarte puternică și am putea să vedem și noi de ce suntem în stare. La practic, echipa națională nu va avea prea multe zile de pregătire. Se merge, cred eu, din câte înțeleg, pe experiența acumulată de-a lungul timpului la echipa națională de foarte mulți jucători. Lotul echipei este unul omogen, jucători care au jucat foarte multă vreme împreună. Altfel, mai sunt, spuneam, 2 săptămâni și ceva. Până la meciul cu Olanda, mare lucru nu se poate face, așa cum spuneai și tu. E mai mult în aceste zile vă relaxați, practic, pentru că veniți după un sezon foarte greu. Meciul cu Olanda... Și după aceea mai sunt 10 zile. Dar nu se putea face mai mult, pentru că cu toți am terminat în jurul datei 20. Deci, nu, și... n-am căutat să da, vin la cuiva, și asta a fost programul. Asta e programul, este un dezavantaj. Noi vom încerca în aceste momente, până la începerea turneului final, să ne și refacem, să ne și pregătim, să recapătăm pofta de joc, să stăm împreună, să încercăm cei noi veniți să se încadreze în sistemul pe care... Eu cred că echipa națională de ani de zile joacă același lucru, că a venit Ienei la echipa națională, sau Lucescu, sau Iordănescu, sau oricine, fotbalul românesc cam același caracteristică a avut. Am încercat să ținem mingea, am încercat să facem pressing, deci tot timpul, cu toți antrenorii pe care le-am avut la echipa națională, cam același joc am jucat, nu? L-ai uitat pe Pițurcă, dar nu e nicio... Da, pe Pițurcă, bineînțeles, care a avut toate foarte bune. Asta e programul. Vom încerca până la turneul final să ne recapătăm forțele. Credeți în șansa voastră la campionatul ăsta european? Eu cred foarte mult, pentru că avem o echipă foarte bună. Eu cred că jucătorii cu experiență, plus jucătorii tineri care au venit pe lângă echipa națională și care eu, cel puțin așa aș vrea să cred, doresc să se afirme la acest turneu final. Mă refer în primul rând la un Mutu care s-a transferat la Inter. Care are o prietenă la televizor. Că s-a transferat la Inter, n-a prea apucat să joace și cred că așteaptă foarte mult acest turneu final pentru a juca și a juca bine. De asemenea, la Chivu, care a jucat foarte bine în Olanda și de asemenea poate să facă un turneu foarte bun. Adrian Ilie, de asemenea, cred că este dornic să joace foarte bine pentru că n-a apucat să joace la Valencia. Filipescu, de asemenea, care a crescut în divizia a doua și nu știu ce crede, dar vrea să joace bine în continuare ca să dovedească că nu merită să fie la echipa divizia a doua. Noi, de asemenea, cei care am jucat atâția ani la echipa națională, dorim ca
la acest turneu final să dovedim că încă mai ținem de folos fotbalul românesc și că putem să aducem noi performanțe. Deci acest amalgam de talent, de dorință, dorința sper să fie comună, nu? Dar de amalgam de tinerețe, de experiența noastră și cu dorința comună, eu cred că am putea să facem lucruri foarte frumoase, pentru că avem valoare. Poți să spui un 11 ideal al echipei naționale de fotbal? Am abat peste treaba lui Naemi și... Am înțeles. Domnul Becali, dumneavoastră, din câte am citit în revista Playboy, n-ați plătit niciodată femeile, e adevărat? Ca să poți să abordezi următoarea problemă. De ce ați evitat să răspundeți la întrebarea asta? Pentru că n-am practicat asemenea practici. Adică sunt departe de mine, înțelegeți? Nu, ce credeți că mă întreb de echipa națională, nu? Nu concep să... Eu am o soție pe care am cunoscut-o... Păi stați puțin că ați cunoscut, până să o cunoașteți, domnul Becali. Până să o cunoaștem, treceam pe niște străzi la Paris lungi, așa se chema una Saint-Denis, dar mă uitam și atât, plecam frumos la hotel, n-aveam nici bani. Pe timpul ăla când... A, doar vă uitați. Eram emigrant. Am înțeles. Spuneți-mi noastră 11 ideal din... Vă deranjează întrebarea asta? Că vă mai pun da, o altă. Da, mă deranjează întrebarea chiar acum, înainte de a începe campionatul european și vorba logică Popescu, îl pun pe Naemi într-o situație. Dar o să vă spun și eu în câteva cuvinte. Nu, no, sigur că da, nu. Din ce o să vă spun, probabil o să trage și concluziile pentru ce echipă aș folosi. Vă rog. Că spunea Gică că... Cu aceiași antrenori am făcut aceeași tactică. Eu zic că a venit momentul să schimbăm puțin această tactică. Și momentul e prielnic. De ce? Suntem într-o grupă cu favoritele turneului, Germania și Olanda, și cu o echipă foarte puternică, Portugalia. Nu avem nimic de pierdut. Dacă noi o să jucăm iar cu 5 fundași, cu păi, 4 mijlocași... Nu ne-aș găgeată cu 5 fundași. Nu, Gică, vreau să spun. Și cu un vârf și cu Hagi lângă el... Nu se mai. Pardon, nu se mai repetă ce a fost cu Argentina. Știi că mortul de la Zaulciolo de prea multe ori nu merge la. Am jucat cu 5 fundași, n-a trebuit să jucăm cu 5 fundași, am jucat cu 4. Eu zic că avem 4 atacanți. Toți buni. Și Mutu, și Ilie Adrian, și Viorel Moldovan, și Gane. Și un al cincelea demi-atacant care Gică Hagi. Eu zic că dacă jucăm cu 3 din acești 4 atacanți, o echipă care să aibă cu trei din acești 4 atacanți și cu Gică imediat în apropierea lor, eu cred că facem surpriza nu grupei, ai campionatul european. Asta e părerea mea personală. Și n-aș vrea poate chiar așa jucăm. N-aș vrea să creadă altcineva că sunt prea optimist sau să mă audă Naime acum la televizor, dar vă spun, n-am nimic de ce pierde. Pierd cu Germania. Ca să ne mulțumim că am pierdut doar cu 1-0. Ce păcat, am pierdut cu 1-0 cu Germania. S-au dus vremurile când ne bucuram că pierdem cu 1-0. Acum, dacă îmi face egal cu Germania... Barcelona a pierdut cu 4-1 și cu 5-2 și nu i-a fost nicio rușine. Și cu asta basta. Deci Lazio a pierdut cu 5-2 la Valencia. Și a ieșit în cupe. Care problemă? Asta joacă ofensiv. Noi avem acest atac azi. Să jucăm ofensiv, Gică, nu râde că știu că gândești ca și mine. Trebuie să te faci antrenor. Hai că vă centrați la tactică. Zice, trebuie să faci antrenor. Are veleități de antrenor, da. Păi da, dar a fost pe strada aia doar s-a uitat, deci e mai greu cu privitul, trebuie să și intri în... Deci vezi la fel lucrurile cum le vede domnul Becali? Nu, deci eu la fel. Eu sunt convins că noi n-avem niciodată echipă națională, România n-a avut echipă de ca să apere. Apărea noastră totdeauna a fost să păstrăm mingea, să atacăm, pentru că n-am fost, de fapt, jucătorii latini nu sunt făcuți pentru a să apere. Noi am vrut să avem mingea, să atacăm și să punem probleme. Pentru că nu suntem echipă ca Germania, să avem un fotbal rigid, un fotbal pe bătaie, care să apere bine, greu să dai gol la engleză de asemenea. Nu sunt convins că... Am apărat rezultatul în cel mai bun caz. Am apărat, dar cu Portugalia acasă am apărat rezultatul. Cu 4 ăștia și cu Gică imediat în apropiere, adică Gică puțin mai retras. Din cei 3 atacanți, unul poate să joace iar puțin mai în spate. Eu spun, vom fi surpriza campionatului european și câștigăm campionatul european. Dacă mergem să ne apărăm și să luăm bătaie doar cu 1-0 și să venim să luăm un punct și de la goleveraj nu ne-am calificat secundar și venim acasă, mai bine luăm 3 bătăi cum a luat Iorgărescu, venim acasă și cu asta pe asta. Ori le luăm la 4-1, la 5-2, la 3-0, ori îi nenorocim pe toți. Că pe nemți, dacă am luat o dată cu 4 atacanți în față și am zăpăcit și am câștigat primul meci,
Se sperie toți. Dacă o să bătem sau facem un meci nul cu nemții și ne bucurăm de un meci nul, primul meci cu nemții, nu? Mm-hmm. Nu am debutat cu stângul, nu? Corect? Avem șanse în meciul următor? Toată lumea se spune la România, aceeași echipă bătrânică, cu tare... Păi nu mai bătrânică, mai sunt 3-4 bătrânică. Nu, stai puțin, aceeași echipă... Noi trebuie să schimbăm puțin de stilul nostru, că toți antrenorii care au fost, e adevărat, au venit cu tactica lor, cu... Dar nu au schimbat prea mult. Păi ce să schimb dacă tot timpul am avut succese cu tactica asta, ce să schimbi? Adică, trebuie schimbat că trebuie să atacăm și cu asta. Păi și n-am atacat, nu m-am atacat. Că dacă eram în grupă cu Grecia, cu Israelul, dom'le, să stăm atenți, nu ne bată fraieri ăștia, că după aia râde lumea de noi. Dar până nu ne bat niște fraieri, ne bat niște, nu șmecheri, urangutani. Deci, nu e nicio... Noi suntem cu Olanda în grupă, că eu sunt luat cu politica asta pe la cu Olanda, cu Germania și cu Portugalia. Și cu Olanda, Anglia. Pardon, cu Anglia, pardon. Scuzați-mă că eram cu Anglia, Germania, deci favoritele... Mai rău. Da. Cu Olanda e un test extraordinar. În ultima vreme n-am ținut probabil. În ultima vreme n-am ținut neabătut. Pe englezi am bătut. Cu șocul ăsta bătrânicios. Dar și eu sunt de acord, eu sunt adeptul atacului. Totul sau nimic. Nu zic că acum avem 4 atacanți și jucăm cu 4. Da. Dar noi avem. Și aici nu vreau să... Deci România jucă vreodată cu 3 atacanți, domne. Poftim? România jucă vreodată cu 3 atacanți. România? Și cu Hagi în retras? Niciodată. Niciodată. Tocmai zic, e premieră. Pentru că avem jucători. Deci ați făcut echipă. Păi nu, pentru că avem jucători acum. Atunci n-aveam. Spuneți-mi, în America ce atacanți aveam noi? Deci eu ai jucat cu Adrian, cu Mutu, cu Vârf în pinci și jucat spatele lor. Păi vezi, bă, băiatul. Și am părțile laterale, nu-ți mai spun ce am. Da? Da? Bun, așa când te uiți la Fomea, spui, băi, cum să lase Mutu Pătușe, cum să lase Pazian Ilie Pătușe? Domnule, eu am spus 4 atacanți și joc cu 3. Și cu Gică, puțin mai spate, pentru că Gică, dacă ai observat și la meciul vostru acum, a venit până la ultima linie de 16 metri. Ia mingea. Gică se duce, se plimbă unde vrea, vede el unde e loc. Gică nu mai trebuie să-i spui unde să te duci. Pe când sigur, ăla, de noi a trei atacanți, pe ăla care îl pui în spatele lui Gică, acolo ăla îi spui unde trebuie să stea. Că ăla trebuie să stea, într-adevăr, acolo. Și Gică, libertatea pe care o are el. Apropo, dacă scăpa mingea aia când a făcut-o cu Bergkamp, rămânea Bergkamp singur. Ne băga în ședință. Și în ședință vă băga... Nu vă mai băga nicăieri. Păcat că n-a repetat-o televiziunea pe aia. A repetat numai când a făcut un tunel. E prea sigur la vârsta lui să creșească în poziții din asta, e sigur când le face. Eu vreau să văd aia repetată, că era frumoasă. Dacă vreți să facem rău, dacă și mai dăm sigur. Plătim, drept, da, eu mi-aduc aminte că aveam emisiune în timpul meciului. Dar n-am mai repetat-o, culmea pe aia cu tunelul. Eu aveam emisiune în timpul meciului. Ah, deci, da. Îmi cer scuze că v-am deranjat. Da. Am și cu prelungiri, adică a început înaintea mea, s-a terminat după mine meciul. Bun strateg, domnul Becali. Cum? Domnul Becali, da. Zic, se pricepe la făcut echipe. Se pricepe, de când are în fotbal, s-a învățat mult. Mă uit și eu de atâta timp încât am mai jucat, asta e problema. Asta cu jucatul Sărge, că așa... Am jucat la... Asta vreau să zic, că jucatul e greu, nu vedeți cum e. Păi domnul Tucă, că jucam eu toate cartierele astea de nord, veneau pe Voința, la Vlaicu, la stația de metro, știți unde este? Domnule, era un stadion eu Voința. Sunt de la Caragal, dar mai știu câte ceva. Așa, era un stadion Voința acolo unde intră vreo 7-8 mii. Știu, e și acum. 7-8 mii veneau numai pentru mine când jucam eu fotbal. Da, dar probabil că erați mai tânăr pe vremurile alea. Eram foarte tânăr, da. Asta e. Vi se spunea și... Mario, alte vremuri, domnul Becali. Mario, Adolf și așa mai departe. Da. Vreau să întreb pe Gică Popescu dacă se are gândul să investească la Craiova în echipa de fotbal. Să... Deci, nu, la Craiova... Nu știu dacă ți-a spus cineva, că se vorbește că Gigi Nățoiu ar fi trimis cumva de tine înainte să, da, mă uit și eu, să aranjeze pe acolo și tu doar să vii pe păi, masă pusă, cum se spune. Păi de ce l-aș fi trimis să puteam să mă duc eu personal? Păi dar tu mai treabă, mai joci un an, mai... Bun, și investeam de acum, nu. Da, la Iura Craiova am făcut o școală de fotbal în care am investit foarte mulți bani și vreau să investesc. Acum am cumpărat o bază sportivă de la intrarea în Craiova, cu un teren de fotbal, loc pentru încă un teren alăturat, teren de tenis, teren de handball pe care vreau să-l fac cu iarbă artificială, vreau să fac un alt teren alături, fac un mic hotel cu piscină, cu vestiare, cu sală de forțe, deci foarte, foarte, foarte frumos. Și asta este, mi-a plăcut să
Să fiu alături de copii, să vedem. Eu sunt convins că sunt foarte, foarte multe talente în România care se pierd, pentru că n-au unde, n-au unde să joace. Ai început-o, deci. Da, am început-o, da, am băgat foarte mulți bani și voi băga încă foarte mulți bani. Deci nu mai rămân, nu mai rămân bani ca să bag la Creva. Nu știu, că eu știu deja, să nu... Deci nu mai rămân bani ca să bag la Creva. Am înțeles, vorbeam înainte de începutul emisiunii, că ați ajutat sinistrații unde au avut loc inundațiile sau încercat să adunați consumă. Exact cu... Televiziunea Antena 1, firma mea ISM a făcut un contract prin care firma ISM se angajează prin 10 jucători de la Naționala României care va participa la campionatul european din Olanda-Belgia. Între orele 11 și 11 și jumătate, adică 12-12 și jumătate, un studio al Antenei 1 va sta probabil lângă un hotel, lângă hotelul echipei naționale sau un alt loc. Și atunci vor avea o mașină la dispoziție care vor aduce în fiecare seară câte unul sau doi jucători pentru câteva minute de a-și împărtăși părerile suporterilor, da, iubitorilor fotbalului la 12 noapte care așteaptă vești și noutăți din cantonamentul echipei naționale. Pentru aceasta firma ISM a primit 40.000 de dolari, toți cei 10 jucători au fost de acord și au semnat că acești bani să-i dăm sinistraților, a 10 familii sinistrate din părțile Transilvaniei. Din păcate, din acești 40.000 trebuie să plătim 10.000 taxe către stat. Eu nu știu. Nu știu. Așa e statul, da. Nu știu de ce, când acești bani merg spre sinistrați, se mai plătesc și taxe pentru acești. Că 10.000 în plus erau totuși bani pentru sinistrați, de ce să-i dăm la taxe? Taxele se plătesc la oameni care fac case, vile, nu pentru oameni care practic, ajută oamenii în situații de nevoie. Da. Aici, asta e un lucru bun și frumos. Cică, Popescu, care... poți să mai spui în timpul emisiunii ce mi-ai spus înainte cu cum vreți voi să investiți banii și nu puteți să investiți în România? Dacă se poate, dacă nu o spun eu. Da. Bun, avem și eu și Cică vrem să facem ceva investiții, însă avem promisiuni. Deocamdată avem promisiuni și noi sperăm ca promisiunile să... Dar zi, domnule, că vi se cere și pagă dacă vreți să, cum să investiți banii undeva. Asta e de mult, de mult. Foarte, ce e foarte sugică când ai banii pe masă? Eu nu înțeleg. Deci noi vrem să te duci cu... și spui, hotelul ăsta face atât. Atât dau. Deci eu și zică, și eu și zică. Mai mult decât atât. Investitor român. Cu vin, în loc să-i dai luna cu 3 milioane, mi-l dai mie cu 2.800 măcar. Nu, nu, că nu vrem, să venim cu bani, deci vrem să investim. Pentru că am avut, după meciul cu Portugalia, eu... A venit domnul Constantinescu la noi la cantonament. Cine e domnul? Domnul președinte Constantinescu. Președinte, așa. Constantinescu și ne-a spus că ar fi bine să investim în țară, că nu sunt ne susține. Eu, acum cu Cica, am zis să venim să investim în Poiana și vrem să luăm hotel. Avem promisiuni că se va rezolva. Că se va rezolva, așteptăm și noi să se rezolve, pentru că... Ce să se rezolve? Eu încă să dea ce am cerut și noi, un hotel în Poiana Brașov. Și am spus că nu ai cerut pe degeaba, trebuie să spui că ai cerut... L-am cerut cu bani. Nu, dar trebuie să spui că ai vrut să iei hotelul Alpin sau nu știu care din Poiana Brașov, a fost dat la o firmă, acum firma asta e scoasă la mezar pentru că are datorii de miliarde, n-a dat niciun ban, iar tu ai fost înlăturat, de ce nu spui aceste lucruri? Bun, și asta este de acum 4 ani de zile. Da, și ce dacă e cu 4 ani? Iar acum vrem să luăm din și că vreți să cumpărați hoteluri cu banii jos. A doua zi... Deci am zis că luăm deja când ni se aprobă astăzi, a doua zi facem dispoziție de plată, vin banii, a treia zi îl închidem. Da. Și până nu... Păi de ce nu vi se dă Gică Popescu? Păi asta întrebăm și noi, de ce nu se dă, nu știu. Păi, domnul Becali, de ce nu se dă? Doamne, eu sunt manager în fotbal, nu sunt în hotele. De ce nu se dă? Probabil sunt alte interese să nu se dea la fotbaliștii români. Probabil s-au dat înainte cum s-a dat și ăla înainte la altul. Cum s-a dat și hotelul București. Am auzit că lua unul care își făcea manicura, că eu îmi fac manicura la hotel București, zice, aoleu, alaltă ne-am făcut manicura domnului care cumpără hotelul. Nu, i-am zis că nu să manicura până a dispărut și nici manicura n-a plătit-o și vrea să cumpere hotelul București. Noi vrem să-l luăm și vrem să-l luăm și să-l facem, pentru că în primul rând nu vrea să ne batem joc de numele pe care ni l-am creat și în momentul în care toată lumea știe că este hotelul meu și al lui Hagi, vă dați seama că având numele care îl avem, vrem ca și ceea ce vom face să fie la înălțimea numelui pe care îl avem. Asta sperăm să se rezolve, pentru că promisiuni, fiecare zi promisiuni, însă nu se rezolvă nimic. Poate vă de turcii, pun Antalya, ce v-am făcut? Turcii ne-ar da mai devreme decât luăm aici, sigur. Dar asta este, venim în trageața, să venim acasă și cum e un lucru pe care noi, eu nu îl înțeleg, cum deschid televizorul pe Antena 1, pe alte canale, pe toată lumea spune, domnule, vrem investitori. Eu sunt român.
Deci rămân și vreau să aduc bani de afară. Și am și bani. Și eu bani câștigați corect, nu? Și am și bani mei, nu iau de la cineva, bani, nu iau credit, nu iau nimic. Cash și bag în România, deci vreau să-i bag. Și nu pot. Face de ce să mai plâng la televizor, domnule, că nu sunt investitori. Deci eu vreau să bag bani în România. Corect. Și nu reușesc. În loc să mi se, creeze facilități ca duc banii în România, stai că mâine, stai că pe mine, stai că nu l-am găsit, stai că... Deci tot greutăți. Domnule Giovan, dacă nu... Și ne plângem de investitori care aici are dreptate mare, Gică Popescu. Apropo de bani, citesc în Capitalul săptămânal economic și financiar, care apare într-o nouă formulă grafică, mandatul de primar te face miliardar și păgile și comisioanele completează salariile funcționarilor corupți. Vii sărac și pleci cu vilă și Mercedes. Timpul necesar schimbării este de minimum 4 ani, adică exact un mandat de primar sau de consilier local cu mare influență. Un subiect foarte interesant din Capital, miza pe independență, un premier neangajat politic are multă trecere, citim din Capital. Adevărul economic, săptămânal pentru oamenii de afaceri. Țara ardă și baba, știm cu toții ce face, un editorial semnat de Viorel Sălgean. Instanța confirmă, Radu Sârbu, președintele FPS, a vândut hotelul București unui infractor. FPS reliează contractul cu cehul de la Tefro, aflăm tot din Adevărul economic. Și Sport Club, un ziar al cărui fondator este săptămânal, al cărui fondator și apare miercuri este Cristian Țopescu. Pe prima pagină are bătaie la sânge, miercuri Aciuc într-o crosă, încă o crosă și mă duc. Hagi cel mai bun al său, un alt subiect în pagina 8-9 din ziarul Sport Club. Așadar, domnul Becali vorbea de câștigarea de către echipa România campionatului european de fotbal, condiția să joace cu trei atacanți și cu Hagi în spatele atacanților. Da. La fel de optimist este și Gică Popescu. Am înțeles de la Gică Popescu va continua cariera la Galatasaray încă un an de zile, da? Da, am contract și... Deci până la anul. Da, până la anul. Și după aceea vei pune fotbalul, vei mai juca fotbal? Nu, vreau să joc încă 2 ani de zile. Unde vei juca? Te vei întoarce în țară sau încă nu știi? Nu, în țară nu. Nu în țară, tot în străinătate. Da. Am înțeles. Așadar, ați urmărit o emisiune. Sunt foarte multe telefoane în care primești felicitări. Felicitări pentru câștigarea cupei UEFA și, de asemenea, succes în meciurile care urmează la campionatul european. De asemenea, domnul Becali a întrebat de foarte mulți telespectatori de la ce vârstă prea jucătorii pentru a-i de mici? De la 14-15 ani. 14-15 ani, am înțeles. Bun, eu vă mulțumesc încă o dată pentru participarea în această seară la emisiune și vă zic și eu baftă la meciul cu Olanda și mai ales la campionatul european, să dea Dumnezeu să fie vârful cuceririlor sau rezultatelor pe care le-ați avut în acești ani în care echipa de fotbal România a fost una dintre cele mai puternice ale Europei și cu siguranță cea mai bună echipa de fotbal România din toate timpurile, aș zice eu, și să dea Dumnezeu ca acum să ajungeți să jucați finala. Vă mulțumesc, ne întâlnim din nou mâine seară, până atunci mă restul că vă spune ca de obicei, țineți aproape. Viața nu are nicio valoare. But that's out of our hands. Nicăieri nu ești în siguranță. Nimeni nu te poate apăra. Stai să vezi aceeași veche confruntare între lege și fără de lege. That looks like about $50,000 for the product here stateside. Metcan Amic într-o luptă cu braconieri. Vineri la Antena 1. Joi! Ce joi? Joi de joi? Adică în fiecare joi. La Teleuro Bingo 2. 50 de daci noi. După ora 22. Ia cartonul roșu pentru o mulțime de șanse de câștig. De acum Teleuro Bingo 2 vă aduce premii noi. Joi pentru voi.
este... Tele Eurobingo 2! 50 de daci noi! Dintre aprilie nu mai ești singur în oraș. Ziarul Capitala, cu despre și numai pentru bucureșteni. Capitala îți oferă poveștile orașului, viața mondenă, sport și tot ce este util pentru tine, adică actualitatea la bani mărunți. Capitala! Capitala e în mâinile tale! Capitala! Îți oferă tot ceea ce nu ai avut până acum. Capitala! Povestea unui oraș într-un singur ziar. Capitala, ziarul Bucureștiului. Capitala! Din 3 aprilie. La frontiera dintre două lumi. Hurrah! Just what we needed, another member of your species to trickle. Of course not. Such feelings are not a part of my core programming. Un avampost al tehnologiei extraterestre lucrează. I can tell you that much. Pentru că oriunde în univers, durerea și bucuria rămân aceleași. Joi, la Antena 1, un vis dintr-un viitor apropiat. Spitalul spațial. M-am săturat de patul meu de acasă. Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. S-a rugat să-mi speli și mie plugeia, da? De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi? Și atunci ies afară. E vânt și este vară. Nu, plec, clar. Și cerul-mi spune fugi că eu plătesc. A, gata, am făcut castoforul. Mă întorc la tine, iau blugi cu mine și zâmbesc. Vara asta am să mă îndrăgostesc. Vara asta am să mă îndrăgostesc. Vara asta am să mă îndrăgostesc pe tine. Acum știu că mai alo, bă, sunt la Fetești, băi. Nisipul mă va săruta și el. Bă, autostradă, da. O scoică să mă zgârie în mâna dreaptă. Nu știu să fac o baie cum ajung. Altele ori să mă gâdile nițel. No, sunt singur, ne-am certat. Și iar e vânt afară. Și marea o să mă doară. Și un val o să mă arunce în cortul ei. Topim într-un sărut. Vara asta am să mă îndrăgostesc. Vara asta am să mă îndrăgostesc. Vara asta am să mă îndrăgostesc de tine. Acum țin o bere în mână și o beau. Alo, ești acasă? În stânga mea conduce cineva. Mă-ntorc azi. Da. Mă-ntorc la tine beat după o lună. Mă primești? Cu marea-n suflet și cu scoica mea. Te rog mult, mă primești? Știu că ai să mă cerți și apoi că ai să mă ierți, căci vântul e prietenul tău. N-am făcut nimic acolo. Și mai e ceva. Știi că iarna tu ești marea mea. Vara asta am să mă îndrăgostesc. Vara asta am să mă îndrăgostesc. Vara asta am să mă îndrăgostesc pe tine. Antena 1 prezintă Conex Vama Veche în cel mai mare turneu din România. Povestea merge mai departe. Hotel Cismigiu, vara asta, nu am chef azi. Cele mai tari hituri de pe cele două albume Vama Veche.
5 mai, 16 iunie. Fama Veche vine live în 15 orașe. Cel mai mare turneu din România. Fama Veche live. Povestea merge mai departe. Conex. Viitorul sună bine. S'annonce Navarro, je supporte pas les noyés. Ah bon, parce que moi j'aimerais pêcher les noyés. Il est resté longtemps dans l'eau? Le temps d'immersion. Puis son état, je dirais, 3 ou 4 mois, peut-être plus, mais je ne peux pas me prononcer tout de suite. Quand? Alors, écoute, Navarro, je suis le plus ancien ici dans le service. Ça fait un sacré bail que je pratique. Mais alors, ton noyé, là, je vais le confier. Ça va, ça va, t'énerve pas tout de suite. Alors dis-moi quand? Bah, demain. Oui, mais demain quand? Demain à midi, j'ai le droit de dormir ou pas? Et pas trop, parce que j'ai les RG qui veulent me piquer mon noyer. Pourquoi? Bah, c'est toi qui vas me le dire, c'est pour ça que je voudrais que tu t'en occupes personnellement. Et puis tiens, pour la peine, demain je t'invite à déjeuner chez Gilou. Ah, c'est quoi le plat du jour? Bah, demain c'est vendredi, et vendredi c'est le gigot d'agneau. Mais attention, pour l'équipe, et l'équipe réduite, hein. Alors tu te dépêches parce qu'il faut que je réserve. Bon, allez, je vais bosser, t'auras tout ça demain midi. Et merci, à demain. C'est 3 ou 4 mois dans la flotte. C'est long, 3 ou 4 mois. Quelqu'un a forcément signalé sa disparition. On va supposer qu'il est de la famille ou des proches. On va pas tarder à le savoir. Bon, ben, Marie, tu vas faire un tour du côté des Riffs. Riff, recherche dans l'intérêt des familles. Merci, j'ai tout compris. J'ai pas beaucoup d'éléments. Il disparaît depuis 4 mois environ. Sexe masculin pour l'âge, qu'est-ce que je dis? Autour de 25 ans, d'après le Toubib. Mais j'en saurai plus demain matin. Compte tenu de l'endroit où le corps a été repêché, l'immersion a dû se produire autour d'un pont qui se trouve en amont. Alors je voudrais une drague entre le pont et le point de repêchage. Tu vois ça avec la brigade fluviale. Et qu'est-ce qu'on cherche? Bon, quelque chose de lourd qu'on a attaché à la jambe du type. À mon avis, elle doit y être encore. Un morceau en tout cas. Oh là là, donc là, tu dis rien, on a perdu alors. On a 3 chevaux. Bah, c'est pas mal ça. Pas dans la même course. Ah bah c'est moi, bien. Écoutez, je connais pas vos projets, mais moi, je vais me coucher. Sans patron. Sans patron. Sans patron. Avec lui, il faudrait toujours gagner. Comme le boulot, il prend tout à cœur. Et quand tu passes tes journées, la moitié de tes nuits à faire ce boulot, tant qu'il te plaise, non? Bah, tu vois, moi, il me plaît pas. C'est comme ça que je suis pas déçu. Donc là, pourquoi tu fais pas autre chose?
Parce que vous avez trop besoin de moi. Puisque tu es là. T'as un moment? Je t'écoute, mais fais vite. J'ai besoin de 10 minutes. Tu m'as manqué, tu sais. Je suis dans l'annuaire. On fait pas ce qu'on veut. Malheureusement. Dis donc. Ça me convient. Tous ces graffitis dégueulasses. Moi, je pourrais pas vivre ici. Ah bon? Mais si ça te gêne, tu montes à pied, t'as l'escalier à droite, là. Je t'attends en haut, c'est au 30e étage. Dernière porte à gauche, tu peux pas te tromper. Et puis, je vais te dire, c'est graffiti, comme tu dis. C'est de l'art actif, et moi, j'aime beaucoup. Mais qu'est-ce qui te prend, enfin? Alors, tu décides, tu restes, tu sors. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je pourrais pas vivre ici, voilà. Toi, t'es grand, tu vis où tu veux. Je vis où je veux.